Tatăl nostru care ești în ceruri, înaintea Ta vin, Iisuse, Doamne, cu mulțumire și cu reverență. Înaintea Ta, Doamne Iisuse, și aduc pe brațele mele pe micuța Sarah, Doamne, și în numele Iisus Hristos mă rog ca Tu să o binecuvintezi. Doamne, binecuvântează-o cu binecuvântările Tale, pământești și ceresc toate zilele ei, Doamne. Ia să crească, Doamne Iisuse, în armonia cunoștinței Tale, Doamne, și ocrotirea Ta. Mâna Ta să fie cu ea, Doamne, și peste ea toate zilele ei, Doamne. Binecuvântează creșterea ei, Doamne Iisuse, fizică, emoțională, intelectual și spirituală, Doamne Iisuse. Binecuvântează-o, Doamne Iisuse, pașii ei, fiecare paș care o face, să o facă cu Tine, Doamne, și Tu să o binecuvintești și să o călăuzești, Doamne. Când va ajunge la școală, Doamne, să o porți de grijă, să o binecuvintezi, Doamne, să-i păzești de oameni rei, Doamne, să păzești de influențe rele, Doamne, să păzești de la cel rău, Doamne, păzește de foc, de apă, de accidente, de boli incurabile, Doamne. Fii alături de ea și mâna Ta să fie cu ea toate zilele ei, Doamne. Sângele Tău s-o spală, s-o sfințească, Doamne Iisuse. Și când va veni vremea, Doamne, să Te întâlnească pe Tine, să Te cunoaște pe Tine, Doamne, să alege viață, Doamne, să alege pe Tine, Doamne, să fie o slujitoare al Tău toate zilele ei, Doamne, să Te laude pe Tine, să Te slăvească, Doamne. Binecuvântează-o cu Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvântează-o cu darurile Tale ceresc, Doamne Iisuse, să fie ea o lumină pentru Tine în lumea aceasta. Îți mulțumim pentru binecuvântarea care este ea în familia Ioniță, Doamne, și mă rog ca Tu să binecuvântezi pe Alex în continuare ca tată. Binecuvântează cu puterea muncii, Doamne, cu înțelepciune, cu călăuzire, cu răbdare, Doamne, ca el să fie o lider al casei lui, Doamne. Pentru Nicol ca mamă, Doamne, binecuvântează-o cu răbdare, cu înțelepciune, cu grijă de copii, cu grijă de casă, Doamne, să fie un ajutor potrivit pentru Alex și o mamă binecuvântată pentru Sarah. Îți mulțumim pentru ei, Doamne, îți mulțumim pentru bunicii de ambele părți, de străbunici, de frați, de surori, Doamne Iisuse, de tot ce faci Tu și tot ce ne-ai dat Tu, îți mulțumim, Doamne. Aducem binecuvântare aceasta care Tu ai dat în familia lor, în familia noastră, să zicem, Doamne, binecuvântează-o și fii cu ea întotdeauna. Îți mulțumim, îți mulțumim pentru ea și mâna Ta, Doamne, peste ea să fie toate zilele ei. În numele Iisus Hristos m-am rugat. Amin.